Bine v-am găsit, sunteți la Prim Plan Obiectiv, iar eu sunt Ionel Lespuc. Discutăm astăzi în prima parte despre situația economică a României, despre încercăm să răspundem la o întrebare pe care și-o pun tot mai mulți dintre cetățeni. Dacă vine o criză, și de fapt dacă vine o criză de mari proporții, că e clar că avem deja o criză. Acesta este subiectul primei părți a emisiunii noastre. În a doua parte vom vorbi cu Ada Milea, care pregătește un concert excepțional la Cluj. Iar la final vom discuta despre sport, și asta pentru că mâine va avea loc un meci foarte interesant la Bistrița între fostele glorii ale echipei Gloria Bistrița, în joc de cuvinte până la urmă, și fostele glorii ale Naționalei României, un meci pe care TVR Cluj și TVR 3 îl vor transmite în direct mâine seară. Cum spuneam în prima parte a discuției noastre, luăm un pic pulsul economiei. Alături de mine Adrian Corean, analist economic. Vă salut, domnule Corean. Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. Prima întrebare se referă la prețul carburantului. Cu siguranță că și dumneavoastră, ca și mulți alții, aveți mașină și ați alimentat și ați observat diferențele în buzunar, pentru că există diferențe importante. Și apoi, sigur, trebuie să spunem că astăzi guvernul a aprobat acea măsură de reducere cu 50 de bani a prețului litrului de carburant. Ar urma să intre în vigoare la noapte, este o știre de astăzi. Doar că intrarea în vigoare, înțeleg că nu va aduce automat o reducere a prețului carburanților. Înțeleg că va mai dura câteva zile până când prețul va coborî. Și probabil după aceea încă vreo câteva zile până va urca din nou, pentru că suntem în situația aceasta în care practic aproape în fiecare zi litru de carburant este în creștere. Da, orice reducere e o măsură bună pentru firme, pentru că costurile de producție scad, ești mai competitiv. La persoane fizice se cheamă protecție socială. Cred că e o încercare de a vedea cum ar putea să funcționeze pe o perioadă limitată, pentru că ei puteau să umble la acciză dacă vreau să o reducă pe termen mai lung. Da, vedeți că a spus președintele Klaus Iohannis că nu ne lasă legislația Uniunii Europene să umblăm la acciză. Ne lasă. Nu poți să te joci cu Uniunea Europeană când vrei tu, azi reduci, mâine crește, să ai o politică bugetară pe termen lung. Și atunci nu poți să vii decât cu măsuri astea excepționale. Asta se cheamă excepțional, deoarece face o măsură prea de limitată. Dacă tu vrei să umbli la structura pe care construiești bugetul, sigur că Uniunea Europeană vine și spune, păi bă, da, anul trecut când ți-am aprobat exercițiul bugetar, mi-ai spus că faci așa, acum de ce îl schimb? Că nu poți să faci, să schimbi regulile în timpul jocului. Nu că nu ne lasă în Europeană, nu este o politică pe termen lung sustenabilă. E o problemă de parcurs, de calcule, de predictibilitate. Deci bun, e falsă anul tema, trecut, nu te lasă de unde și tu te-ai angajat să respecti niște indicatori. N-aveam de unde să știm anul trecut ce se va întâmpla Ucraina. Ungaria l-a făcut pentru populație, se cheamă măsură socială de protecție. Funcționează. Nu numai Ungaria. Vedeți că în Ungaria s-a plafonat, dar s-a plafonat și în Polonia. S-au luat măsuri și în Danemarca și în Franța. S-au luat multe măsuri în Europa, în Grecia. Astea măsuri, pentru că într-adevăr scade drastic nivelul de trai la fiecare. Costul de energie, de mișcare, de mobilitate este unul dintre cele importante în coșul nostru. Cum să vă explic? Ne-am obișnuit să umblăm, să nu fie asta o problemă. Și în momentul în care a crescut de la 5 lei în pandemie la 9 lei, acum aproape s-a dublat. Pentru firmele explicate, un cost care trebuie acoperit sau majorat prețurile, pentru populație este un cost lunar care trebuie suportat. Și atunci, sigur că scade nivelul de trai în momentul în care cresc cheltuielile. Asta e toată povestea. Dar 50 de bani pe litru este suficient? E mai mult decât nimic, e o încercare și dacă funcționează, cred că în zona de costuri se va mai umbla în zona aceasta, pentru că se poate și mai mult dacă îți asumi tu ca și guvern să faci o măsură socială. Cam în zona asta se discută. Da, e totuși până la urmă și un fel de măsură de imagine, aș spune. Da, pentru că până la urmă cei 25 de bani pe care îi dă guvernul, pentru că înțeleg că așa e, 25 de bani suportă guvernul, 25 de bani companiile petroliere, cei 25 de bani statul îi dă tot din buzunarul nostru. Asta este corect, dar dacă puneți într-un context mai larg povestea asta, nu este numai la noi, este în toată Europa povestea. În momentul în care se fac reajustări pe piață, comercianții și toată linia de fapt de producție aprovizionare de desfacere profită de aceste momente și cresc artificial prețurile, deoarece niciodată nu știi când o să mai ai ocazia să faci
în piață astfel de mișcări. Cu siguranță este și o parte de speculă și asta se vorbește nu în România, se vorbește în toată Europa, inclusiv în Statele Unite, dacă ați auzit, au fost șocați și americanii, n-au avut benzină așa de scumpă de când se știu ei americani. Nu e o problemă doar românească, e o problemă internațională și cred că ține de contextul militar de data asta și încotro ne îndreptăm. Vedeți că, în legătură cu ce spuneați dumneavoastră, Consiliul Concurenței a ieșit tot astăzi cu, nu, ieri a ieșit cu un comunicat în care spune că prețurile din România merg în paralel cu cotațiile internaționale și cu prețul țițeiului. Deci este speculă sau nu? E o mare doză de speculă, dar nu v-am explicat nu la noi, ci în toată lumea, pentru că a crescut de la ceva baril acolo. Mai departe se încurcă treaba după ce terminăm cu producția de combustibil, care nu variază chiar așa de mult și vine partea asta la altă de aprovizionare, desfacere și acciză. Aici ai costul greu, ponderea cea mai mare din preț. Mult mai mult de jumătate e partea asta decât acea producție unde tot ne spun nouă 80 de dolari, au fost și 120 nouă și zicem că mergem paralel. Nu prea e așa. Da, s-a vorbit și despre scăderea prețului accizei și despre scăderea TVA-ului. Are o idee mai bună să se scadă TVA-ul la carburant? Combustibilul este unul dintre produsele de bază în construcția bugetară și era destul de dificil ori de unde ai lua-o. După cum am spus la început, poate să fie o măsură temporară, nu mai mult. Pentru că dacă faci din asta o măsură permanentă, trebuie să se reconstruiești absolut tot bugetul și toate înțelegerile cu finanțatorii internaționali. Nu funcționează așa. Dar temporar o să funcționeze. Acum, temporar poate să o dea pe 3 luni și să mai terminăm problema mondială de acum peste 2 ani, ca și pandemia. Nu se va ști. E important că se fac pași pentru a ușura viața tuturor până la urmă. M-a mai existat, cum spunea și dumneavoastră, despre plafonare, o discuție, plafonarea din Ungaria, plafonarea din Polonia. Noi am spus că nu se poate plafona prețul carburantului, deși la energie, de exemplu, am făcut asta. Da, păi acum judecăm tot cu dublă măsură, depinde unde avem interes. Se pare că în zona asta nu este interes să se lucreze mai mult. Sunt aceste mișcări internaționale, toată lumea face efortul în zona asta, pentru că într-adevăr a sărit foarte mult într-o perioadă scurtă, să zicem, de un an încoace, dar încă nu e semnificativ efortul. Probabil că vor mai urma și alte măsuri. Absolut. Dacă funcționează bine și nu o să fie fraude pe traseu, că știți că aici sunt după aceea tot felul de discuții cum o să controlăm această mișcare. Hai, cum ai pus tu 25 de bani, cum îți dau eu 25 de bani? Și ăla cu datul, nimeni nu îi așteaptă foarte repede, ăia cu pusul trebuie să-i pui și cine nu-i pune se descurcă. Și da. E așa o poveste de control în care e dificil de estimat de acum cum va funcționa. Avem cei 25 de bani de la companiile petroliere. Eu nu știu cum putem să ne bazăm. Și sigur că dumneavoastră aveți dreptate când spuneți că este incontrolabil acest lucru. Cum putem să ne asigurăm că companiile petroliere își vor ține cuvântul și că vor reduce cei 25 de bani din partea lor? Pentru că asta automat merge la profitul lor. Se adresează profitului pe care îl fac. O vor face cu siguranță dacă așa angajează să facă. Nu asta este întrebarea importantă, ci cât va costa mâine benzina. Pentru că încă la noi este sub nivelul european. Dacă spune, gata, mâine o să fie o majorare de 15% pentru motivele XYZ, dar cei 50 bani nu o să mai conteze. Eu nu cred că o să dureze o lună și suntem înapoi la preț. Da, Sunteți optimist? Să-mi dau peste gură, să n-am gura aurită. La ritmul în care a crescut în ultimele săptămâni, probabil că e o chestiune de săptămâni, nu de luni, să nu se mai vadă. Eu vă spun altceva, încă nu suntem aliniați la piața europeană. De la noi 1,8 aproximativ și deja există 2,7 cotații europene. Suntem încă departe de nivelul maxim atins în Europa. Este o plajă largă, adică doar că acolo în Albania e 2 euro, în Finlanda e 2,5. Doar că acolo cu acea diferență, acei bani care se iau prin taxarea combustibilului, se vede ceva. La noi, dacă se va majora din pricină că și acolo e așa, nu se va vedea nimic pe lângă, pentru că aia vor fi niște bani la dispoziția guvernului cu care o să facă cam ce o să vrea. Și la noi, cum este economia asta socială de piață, nici nu știu cum să-i spun, nu o să-i vedeți decât în cheltuieli, nu o să-i vedeți în investiții. Aici e important, să mergă în spate în investiții, să ai și cu ce merge, să ai o infrastructură bună, să ai proiecte pe termen lung, ca să poți să câștigi, ca să ai de unde să dai acest preț. Bun, spuneam că este posibil să avem o criză, de fapt e mai mult decât posibil, e probabil să avem o criză de mari proporții, este anunțată de toate marile companii sau de toate
vocile importante din zona economică și lumea ar vrea să știe, cred că, la ce să se aștepte. Pentru că înțeleg că e o criză care e diferită de cea pe care am avut-o în 2009, noi, începând cu 2009 și când s-a terminat ea, pentru unii mai repede, pentru alții mai târziu. Suntem deja în dublă criză, începând de la pandemie, continuând cu războiul acesta nenorocit care este lângă noi, simțim răsuflarea. Aba, de la criza economică din 2009, noi am învățat câte ceva pe vremea aia, să nu ne mai expunem, să nu ne mai aruncăm în aventuri, să ne ținem banii investiți în lucruri care ne ajută să trecem cu bine. Suntem. Nu știu nici ce să vă spun, că nu pot să fac asemenea predicție. Dar suntem deja într-o perioadă dificilă economic și în momentul în care scade constant puterea de trai, e o chestie de timp până când o să o simțim mai acut. În rest, companiile, când vor intra în recesiune și dacă vor intra, pentru că e un joc de costul prețului în piață care nu se poate prevedea. Cam de 6-8 luni în piață deja tot merge piața în sus. Până unde o să meargă, asta înseamnă tot timpul inflație, o să meargă destul de mult. Și nu vorbesc aici de lei, cursul euro, vorbesc de piața internațională, ce cumperi cu euro de dincolo. Exact povestea benzinei a fost înainte la transportul și este în absolut toate piețele. Da, e un lucru interesant ăsta. Când se duce în alimente, în energie deja merge și în tot ce ține de viața de zi cu zi, atunci va exploda, va fi un recol puternic. Și când estimați că se va întâmpla asta? Se la următoarea recoltă la alimente. Păi, acum le facem și ce facem? Le vindem ieftin și dăm la faliment, toamnă, adică... le stocăm, vindem pe un curs crescător. Este cert că toate cresc, toate merg. Dar creștere nu înseamnă 5%, 10% într-un an, care este un reglaj de piață normal. Sunt mai bune, sunt mai puține, sunt mai ieftine. Discutăm de 10%. Când discutăm de 50-60% diferențe, e foarte greu. În condițiile în care salariile nu vor crește cu 50%. Păi aici facem diferență. Aici absorbim, în loc să punem inflație, punem pe spatele oamenilor diferențele acestea. Așa, da, vreau să întreb, cum se explică faptul că cursul valutar a rămas destul de constant în această perioadă cu inflația. Adică presupun că inflația este la fel de mare și în Europa ca și în România, deși înțelesesem că totuși inflația din România are ceva în plus, este mai mare decât cea din restul Europei. Da, totdeauna a fost mai mare și totdeauna am resimțit. Cursul cred că este menținut artificial. Ce l-ajută foarte mult este că nu mai cumpărăm așa de mult din import, nemai având atâția bani. Aici e singur ajutor, dar nu știu cât o să mai poată să stea destul de liniar. Într-adevăr, a fost destul de liniar, n-a avut mari salturi. Nu știu cât va mai putea dura asta. Adică ar putea dura la infinit dacă noi în țară ne-am face treburile și n-ar trebui să facem importul, să facem aceste diferențe. N-ar fi nicio problemă. Și asta e adevărat, că economia românească s-o cam pus pe o anumită linie. Nu e ea cu piață funcțională 100%, dar de bine de rău ați văzut ce s-a întâmplat cu gazul. 10 ani, 20 de ani, nu știu cât a durat, de n-au putut să extragă din Marea Neagră. Uite acum că se poate, dacă se vrea, da, se poate. E o discuție poate. Cu gazul, foarte interesantă. Foarte bună. Nu știu dacă va veni noile contracte. Energia devine foarte importantă. Va veni noile contracte, mie mi-au venit și mi s-a spus acolo că prețul aproape se triplează. Nu, dacă la o casă, dacă ai, nu știu, 500 de lei, că ai la gaz de plătit la o casă, da, la iarna viitoare, probabil că o să discut despre 1500. Nu discut prețul, pentru că asta e altă discuție. Discut de posibilitatea de a-l avea. Uitați-vă în Germania, care depinde 55% din câte citeam de gazul rusesc pentru... Asta nu credeți că l-ar consuma oamenii acasă. Eu spus că o să facă economii, dar se consumă și în industrie. Vă dați seama, să intre în recesiune economia Germaniei pentru probleme energetice, ar fi o catastrofă pentru toate Uniunea Europeană. Pentru că Germania era motorul economic al Uniunii Europene. Este și motivul care pentru gripează, care Germania cade toate Uniunea Europeană. Nu cade în continuare acceptă Germania. Gaz de la ruși. Păi n-au de ales. Dacă vor să-și mențină producțiile și consumurile. Și repet, la ei se pune problema serios de economii și la populație, dar ăla merge și în industrie. E foarte grav ce se întâmplă și nu știu cum vor scoate cămașa. Discuția asta o putem lua din noiembrie-decembrie încolo, când începem să consumăm gaz din nou mult. E dificil. La noi se dau asigurări că se completează rezervele din astea noi. Acum, da, ne-a spus premierul Ciucă, bine, faptul că
vom avea 90%, acum avem cred că 80%. Nu, era la 40%. La 40% povestea. Era? Bun, rezervă, ajunge, nu vom... producție, păi se produce în continuare și iarna. Dar asta se stochează ca rezervă pentru iarna, pentru că iarna e mult mai mare consumul decât vara, e de câteva ori, nu sunt comparabile valorile. Bun, deci vom avea 90% din producție proprie. Rezervă, da. Mai trebuie ceva. Mai trebuie. 10% poate fi și economie, nu e o mare problemă. Dacă bun, e așa cum spune, e adevărat, nu avem probleme. Se justifică prețul acesta care se triplează? Asta e altă discuție. Sigur că nu se justifică, dar uitați-vă și la... Nu vreau neapărat să alunc în cârca României și capacității guvernanților din România de a face economie, dar și pe plan internațional acest tip de speculă, în momentul în care a apărut această globalizare, s-a întâmplat. Este talentul guvernului ca să fie patriot și să nu se întâmple. E, dacă nu se întâmplă, înseamnă că e patriot. Mă mir, m-aș mira, nu știu dacă reușesc să o facă. Da, nu sunt foarte bune veștile și probabil că ar trebui cumva, am spus, la un moment dat să, nu știu, să hibernăm un an și să ne trezim peste un an, să vedem, poate ne va fi un pic mai bine, dar anul care vine nu arată deloc încurajat. Nu merge așa economia și dacă vrei să faci o hibernare, cum a spus dumneavoastră, în momentul în care ai închis o afacere, nu mai e redeschis din punctul în care ai închis-o. Asta este o afacere terminată și o lei de la capăt, cu investiție, cu efort, căutare. E foarte, foarte dăunător să închizi. Dar știți ce? O afacere se închide sau nu se închide, dar și sigur că înseamnă și locuri de muncă pierdute și așa absolut mai departe. Dar mă refer la oamenii, mă gândesc la oamenii care au un salariu, acolo unde lucrează acum și care, în momentul în care vine criza, poate că știu, poate sunt suficient de inteligent să-și dea seama că vine o criză, dar n-au de unde să strângă șurubul. Pentru că banii care vin se duc, au niște credite, poate, au niște cheltuieli, au poate copii și așa mai departe și ar pune bani la saltea, dar n-au de unde. Și pentru ei, veștile nu sunt grozave, având în vedere că dacă totul se scumpește, nu și salariul lor, e limpede că vor rămâne datori undeva. Sigur că a anunțat premierul Ciucă faptul că se vor putea amâna plățile la rate, la bănci, pe o perioadă de 9 luni. Încă nu este o hotărâre care să fie apărută în monitor oficial, e doar o discuție. Asta e cea mai simplă măsură care pot să iei și deja s-a luat de pe vremea pandemiei. Datoriile care s-au strâns deja pe vremea aia nu s-au achitat nici acum. Dacă noi continuăm în ritmul ăsta, cu siguranță ne vom suplandatora și se va plăti de la buget, sigur că da. Dar înseamnă datorii pe termen lung și practic vom lăsa la copii o țară vândută. Cam aici ne ducem cu acest tip de politică. Noi nu putem avea excedent ca și Germania. N-am avut niciodată de la Ceaușescu încoace. Nu știu cum o face în situații dificile economice. Atâta vreme cât am avut niște creșteri economice foarte bune și totdeauna am avut și deficit. Aia înseamnă că toată acea creștere e băgată în consum și încă ai mai consumat în plus. Aici problemele sunt politice. N-am avut un proiect de țară serios economic niciodată. Să-l face în criză e și mai dificil. Poate că trebuie să vină o criză și mai dificilă ca să ne bage mințile în cap. Habar n-am cum ar fi mai bine. Dar cu siguranță vor fi greutăți mari. Mai depinde la ce ne referim. La subzistență, să avem ce mânca sau vrem să ne păstrăm și vacanțele, vrem să ne păstrăm și casele sau să le înnoim mașinile și așa mai departe, cheltuielile pe termen lung. Da, nu ce știu vrem dacă, să facem? Nu știu, mergem la țară, ne putem arunca la timp de părinții și de bunicii noștri, să ne cultivăm pământul, să avem ce mânca, să nu murim de foame ca în anii 40-50. Nu cred că e... Suntem totuși mult mai dezvoltați decât atunci. Ne trebuie doar o doză de seriozitate să ne batem joc de noi, să avem această stimă de sine. Ce ar trebui să facă România acum? Nu știu, să-și lase mașinile acasă pentru că e prea mare prețul la carburant, să încerce să nu mai meargă în vacanțe, să nu-și mai cumpere decât strictul necesar. Ce ar trebui să facă? Nu e chestie de ar trebui, e chestie de necesitate la un moment dat. Pentru că, vedeți, dumneavoastră ne tot îndatorăm, ne tot îndatorăm și... Ca cineva să te aleagă, tu trebuie să-i dai posibilitate financiară să o facă, să te vadă frumos, că ești deștept și faci ce trebuie pentru el. Ceea ce nu se întâmplă, pentru că rezultatele totdeauna au spus altceva, totdeauna a fost deficit, totdeauna ne-am supraîndatorat. Și știți că avem o datorie externă mult mai mare decât în vremea trecută și de-aia am scăpat cu foamete. Foamete ca, aproape ca la război, nu chiar, dar totuși era absolut neplăcut. Sigur că o eficiență, noi suntem ca și eficiența muncii de vreo câțiva ani bun la nivel european. De data asta problema că nu se plătește, salariile sunt prea mici, taxarea e prea mare pe forța de muncă. Sunt niște probleme sistemice, că de-aia m-am dus la proiect de țară economic. Dacă nu-l faci un astfel de proiect pe 20, 50 de ani, 100 de ani în față, unde vrei să ajungi?
niciodată nu o să știi ce ai de făcut. Și o să facem exact ce a spus. O să le reducem pe toate odată, ceea ce va fi dureros. Da, dar se va umbla oare, acum sigur că eu vă întreb ca economist, nu, sigur e o decizie politică, dar eu vă întreb ca economist, ar trebui guvernul să aibă în vedere ceea ce s-a întâmplat, de exemplu, în 2010, în 2009, cred că da, când s-au tăiat salarii, un procent din salariile bugetarilor. S-a vorbit chiar despre tăierea pensiilor, ceea ce nu s-a mai întâmplat. Mi-amintesc că din punct de vedere politic, domnul premier de la acea vreme, Boc, a plătit, mai plătește și acum probabil. Da. Dar e important pentru că, vedeți, anul acesta, de la început și până în momentul în care s-au blocat angajările, s-au angajat 15.000 de oameni în sistemul bugetar. Sunt oameni, 15.000 de oameni, 15.000 de salarii. Și dacă vine criza, la nivelul pe care l-au mulți dintre bugetari, nu toți, e să ducă bine. Eu vă fac acum o afirmație care nu o să placă lumii, dar noi am mai vorbit la asociație, la Liga Întreprinzătorilor Români și la Compirom și pe unde mai vorbim în mediul ăsta economic, chestii mai de strategie. Statul român face cea mai mare concurență neloială privatului. În condițiile în care el spune că dau niște bani în salariile bugetarilor și de acolo mi se întorc taxe. Fals. Taxele tot tu trebuie să le pui în buget, că nu se produce plus valoare. Și atunci vii și te întreb, totuși, ce vrei să vrei? Să-ți fii un sector puternic privat sau te tot joci așa de economia de piață care e cam socială și statul își face firme unde îi place lui și acolo își dă lui contractele publice? E așa un melanj din ăsta absolut neserios. Trebuie discutat, trebuie pus altă pe masă și luptă pisica. Nu funcționează așa economia. Ori vrei să faci o bază de impozitare serioasă, cu impozite serioase, acum se impozitează forța de muncă cel mai mult în România. Ceea ce nu se întâmplă în general. În general se impozitează partea cealaltă de plus valoare. Dar noi nu s-a putut. Că a dat-o din stânga dreapta, de nici cum nu le puteau nimeri. Nici nu mai discut de partea de multinaționale și economie globală, că acolo e și mai complicată, că e mai ușor de la resursele care le au aceste companii, sigur că își pot face mult mai ușor căile astfel încât să nu lase prea mult profit. Vedeți ce înseamnă globalizarea. Tu ești angajat, tu plătești taxe și iau profitul. Și nici ăla nu știu cum îl iau, că nu-l nimeresc nici cum, că se plimbă pe nu știu unde și nu mai există. Și atunci rămâi la ei tăi, de la care trebuie să iei impozite și taxe. De când e cota unică și acest sistem de impozitare mic, de 1-3% la micro-întreprinderi, conformarea voluntară a fost la nivelul necesar să se asigure bugetul. Acum se pune problema de a se schimba și ăsta este cel mai mare risc, pentru că în momentul în care nu mai ai resursă, conformarea voluntară scade automat. Neapărat că așa vrei tu, nu ai de unde. Și atunci iară cauți potițe. Pentru că statul nu știe să urmărească respectarea legilor, așa cum o fac alte state, pentru că evaziunea în Germania, în Spania și așa mai departe, nu e o glumă. Există peste tot, dar o faci odată. La noi se perpetuează problema de prea mult timp și nu conformarea voluntară e bună acum. E ok, dar și taxele sunt mici pe firme. Pentru care vor crește, cum se discută acum, acest lucru se va schimba, important, probabil. Pentru că, de fapt, măsura aceasta pe care o anunță PSD-ul în principal, nu? De impozitare progresivă, nu? În loc de cotă unică și de, nu știu, taxă de solidaritate și așa mai departe, vine ca să ia de la... Vă amintiți discuția aceea lui Băsescu cu omul gras care stă în spinarea unuia slab? Da. E bine, ia de la omul slab ce mai poate și dă la omul gras. Da. Pentru că asta pare. Discuția de la concurența neloială. Și atâta vreme cât o să mergi la stat cu salarii care nu sunt justificate de către economia reală, cea productivă, impozitești taxe din economia privată și taxele pe față de muncă din economia privată. Acestea asigură bugetul. Nici de cum. Și ați spus că sunt prea mulți. Păi se discută de digitalizare de la boc încoace. De ce nu se face? Nu se dorește. Și atunci nu se mai ia 1,5 milioane de bugetari, care e dus la o treime. Da, dacă faceți de domnul Boc, și la primăria Cluj-Napoca se face digitalizare, nu e așa? E cea mai digitalizată? Nu a scăzut cu nimic numărul de angajați. E jumătate de digitalizare, că alte poveste acolo. Dar bine că e și așa. Asta este corect. Adică atâta vreme cât ai buget să-l faci, ăia sunt legători. Orice fel de politician nu o să poată să gândească niciodată în altă cheie. Vedeți că nici dacă, pe care nu-i putem acuza. Dacă gândim politicianist permanent, se întâmplă situația de acum în care aparatul bugetar, încărcat de multe rude
și de prieteni și de lipitori de afișe sau postaci pe Facebook. Da, câștigă bine, este pus la siguranță, iar sistemul privat care susține toată economia și toate salariile acelor oameni trăiește din greu și respiră foarte greu. Nu vă pot confirma povestea nepotismelor pentru că nu le cunosc. No, asta e o părere personală. Ce pot să vă spun este că atâta vreme cât tu tot spui că faci digitalizare, bașește bani și vrei să fii mai eficient și ție tot crește personalul și mai adaugi și mai adaugi, cu siguranță n-ai făcut-o. Cotă unică versus taxare progresivă. Nu e ok, dar nu vom mai putea scăpa mult de chestia asta. Deci va urma neapărat ce propune domnul Ciolacu, da? 16 este într-adevăr o cotă mică, dar v-am explicat și de ce. De probleme de control, probleme de conformare voluntară, aici a fost criteriul după care a și funcționat atâția mari de ani această politică liberală. Dar vedeți că se zice că și cota unică este cu derogări. Nu este chiar unică, este așa, cu niveluri. Pentru că pe micro e 1 și 3%, pentru că alea nu le poți controla deloc. Și eu văd într-o cotă fixă un viitor mai interesant, pentru că tot jocul ăsta de cheltuieli venit, tu nu poți să-l faci la nivel de firme foarte mici. Și atunci trebuie să stabilești niște niveluri și niște cheltuieli care le deduci și dai voie să-și cheltuiască proprietarilor de firmă acele nevoi care le au pentru bunul mers al lucrurilor, dar vor fi pe cote, așa cum este și asta. Sigur că nu e unică. E unică, dar nici la salarii nu e, pentru că și acolo ai acea deducție personală, deja nu mai aplici la baza de impozitare. Deci sunt extrem de multe excepții. Când se va face modificarea, va trebui să te uiți la toate și să le faci unitar. Și de la cele mici și de la cele mai mari va fi dificil. Ați văzut că s-a propus, unul dintre partide a propus ca salariul minim să nu mai fie impozitat. Cum vi se pare ideea asta? Bineînțeles că așa a văzut lucrurile din afară, pare că în momentul în care această lege va exista sau această decizie se va lua, practic toți angajații vor ajunge să lucreze pe nici acum nu salariul e. Minim. Cotele foarte mari sunt pe bugetele speciale, pe CSS, pensie, sănătate, toate treburile astea. Acolo sunt sumele importante și sunt și prost cheltuite. Acolo e o nebunie întreagă când încep să discuți. Vedeți că niciodată pensionarii nu sunt mulțumiți, niciodată salarii nu sunt mulțumiți când merg la spital pentru că nu primesc serviciile pentru care plătesc. Aici e o discuție extrem de largă și mare care nu știu când se va termina. Cert e că e prea taxată munca și meritocrația asta este o problemă care trebuie să se schimbe. Nu mă întrebați cum se schimbă, că nu fac politici bugetare, dar nu e în regulă ce se întâmplă. Trebuie să iei de altundeva, trebuie să lărgești baza de impozitare, trebuie să crești pe firme. Se așteaptă, dar îți scade și eficiența, îți scad și cei care sunt dispuși să facă asta. O să meargă toată lumea să angajeze la stat, o să fie o economie de stat din nou. Poate că asta dorim, să mergem în direcția aia. Statul își construiește firme de casă. Este clar că lumea e tentată la privat, are salariul mai mic decât la stat, vrea să meargă la stat. Da, dar nu e posibil, să faci un coeficient, că n-ai de unde să le plătești mai mari decât ceea care îți plătesc în buget. Că ai 5 milioane salariați și să plătești 1,5 milioane acolo, plus investiții, plus cheltuieli, plus toate alea, de unde Dumnezeu? Nu funcționează așa. Taxa de solidaritate ar fi cam ultima întrebare pe care v-aș adresa-o referitoare la această intenție a PSD, anunțată deja, de a supraimpozita profitul marilor companii. Cum vi se pare ideea? E la modă. E la modă unde? Nu știu, în lume, în general, ați văzut că toată lumea încearcă să prindă economia asta globală. Marile corporații internaționale vor să le găsească banii și să îi rețină acolo unde se fac, pentru că au dreptate într-un fel, în alt fel oricum nu o să-i poată dovedi, pentru că e complicat să o faci, că prețurile de transfer sunt o procedură destul de complicată. Dacă va intra în discuție la modul serios și se va implementa, vom vedea ce se întâmplă. Eu nu cred că se va întâmpla deocamdată. Da, mulțumesc foarte mult, domnule Adrian Corean, da, pentru discuția de astăzi. Eu sper că oamenii au înțeles câte ceva și că încearcă să-și ia măsuri, având în vedere faptul că această criză este iminentă,
Eu sper că noi am fost așa mai prăpăstioși, dar lucrurile nu vor arăta chiar atât de rău în viitor. Ați întrebat prea multe, nu te poți ocupa de alte subiecte într-o emisiune. Să se le iei așa nișat, câte una, câte una, cu argumente. Nu merge așa. Am luat și de aici și de acolo ca să descriem un tablou așa măcar în schiță și după aceea poate în emisiunile viitoare. Cred că o să avem timp suficient până la toamnă, până la iarnă, să discutăm mai adânc. Mi-amintesc că și în 2009 discuțiile despre criză au fost foarte firave la început. Timide, după care ne-a luat pe sus. Au fost firave, au fost negații complete, nu vă aminteați, venea de la înălțimea președintelui, domnule, cum să avem noi criză, că noi suntem licuriciu mic, suntem protejați de licurici mari. Nu mai ține minte. Și licuriciu mare a cam scăpat lucrurile de sub control. Mulțumesc foarte mult, domnule Coroian. În partea a doua a emisiunii discutăm despre un spectacol care va avea loc astăzi la Teatrul Național Lucian Blaga din Cluj. Este vorba despre O scrisoare pierdută în concert, alături de noi, cunoscuta Ada Milea Sărumâna. Bună ziua! Mulțumesc că ați acceptat să intrați în legătură cu noi. Înțeleg că sunteți pe drum, veniți la Cluj pentru acest spectacol. Vreau să vă rog să ne povestiți puțin despre acest spectacol. Știam cu toții despre O scrisoare pierdută, nu știam atât de multe despre O scrisoare pierdută în concert. E o versiune încântată a celebrului text al Caragiale și noi suntem foarte încântați că am ajuns la un capăt de care ne-am putut bucura și văd că sala e plină din nou, că și pe 23 a fost arhiplină și acum am mai căutat bilete și n-am mai găsit și nici n-am putut să mă supăr. Da, cred că dumneavoastră, intrați fără bilet astăzi. Mulțumesc! Da. Bun, dacă ați fi aici, v-am rugat să ne cântați ceva, din păcate nu sunteți, ne-am fi dorit să vă avem alături de noi. Spuneți-ne puțin despre momentul care îl marchează acest spectacol. Ne bucurăm că sărbătorim și noi pe Caragiale împreună cu toți cei care îl sărbătoresc și aud acolo o gălăgie, cred că suntem noi la repetiții, bănuiesc. Da, imagini se văd cadre de la repetiție. Da, sper că era de la o repetiție bună, noi ne-am bucurat foarte tare. Nu cred că ați avut și repetiții proaste. Eu nu. N-am avut unele mai bune decât altele. Și acum s-au legat lucrurile mai bine ca niciodată, așa ni s-a părut nouă. Și spiritul Caragiale sper că nu e trădat de această versiune cântată cap coadă și că oamenii din sală se vor bucura măcar cât ne-am bucurat noi. Da, eu ziceam că sunt 170 de ani de la nașterea lui Ion Luca Caragiale și sigur că probabil că acum s-ar bucura să-și vadă piesa cântată. Sper că versiunea noastră nu-l trădează. Mie nu mi se pare că îl trădează, m-am documentat foarte mult și am colaborat foarte bine cu actori cu care am mai lucrat și cu actori cu care n-am mai lucrat. Am avut și alte instrumente și am experimentat destul de mult. Ne ajutați puțin cu distribuția? Sigur, noi o avem, dar altfel sună dacă ne-o prezentați dumneavoastră. Da, Tipătescu e Miron Maxim, Zoe e Diana Licu, Trahanac e domnul Răileanu, Anca Hanu și Adriana Băilescu joacă Doamnele Farfuridi și Brânzovenescu, Anca Hanu joacă și Agamită Dandanache, Ghiță e Ruslan Bârlea și cetățenii turmentați Radu Dogaru și Mihnea Blidariu, Mihnea de la Luna Amară. Da, Anca Hanu este și domnul Dan Danache. Abia aștept să vedeți dacă cumva veți vedea. Bun, mai rămâne doar pentru discuția noastră să vă rog să le transmiteți un mesaj celor care se uită la noi și care, acum sigur că vor rata probabil piesa de astăzi pentru că a spus că nu mai sunt bilete, dar probabil că vor mai fi și alte reprezentați. Da, sperăm să revenim în forță în toamnă și abia aștept să vedeți ce a ieșit.
Da, mulțumesc foarte mult, Ada Milea, alături de noi. Vă recomandăm O scrisoare pierdută în concert la 170 de ani de la nașterea lui Ion Luca Caragiale, o piesă care s-a montat la Teatrul Național Lucian Blaga din Cluj-Napoca. În a treia parte a emisiunii ajungem acum și îl vom avea alături de noi pe domnul Eugen Cosma de la clubul de fotbal Gloria Bistrița. Vă salut, domnule Cosma! Bună ziua, vă salut și eu și mulțumesc pentru invitație! Mâine, mare eveniment, mare pe stadionul Gloria, nu-i așa? Old Boys, da. Gloria Bistrița și echipa legendelor. Trebuie să subliniem lucrul acesta, TVR Cluj va transmite în direct acest meci. Se va putea vedea și pe TVR 3, comentariul prețios al colegului nostru Florin Mihoc. Un eveniment absolut special. Domnule Cosma, dumneavoastră trebuie să ne dați toate detaliile despre acest meci. Da, în primul rând vă mulțumim pentru faptul că ați răspuns solicitării noastre de a transmite acest eveniment. Iar anul 2022 marchează 100 de ani de muncă, de performanță, 100 de ani de pasiune pentru sport. E momentul celor 100 de ani de reușite. Vrem să sărbătorim și noi acest eveniment, să nu-l lăsăm nemarcat. Clubul nostru a făcut demersurile în așa fel încât să sărbătorim centenarul fotbalului bistrițean. Și cam ăsta este scopul evenimentului de mâine, care de fapt încununează o serie de manifestări dedicate centenarului. Noi am numit-o Cupa Gloria 100, care a început la undeva în 30 iunie. Am început cu o competiție dedicată copiilor nelegitimați care practică fotbalul. A fost Dar să știți că 30 iunie e astăzi. 30 mai, scuze, îmi cer scuze, 30 mai, da? Deci în urmă cu o lună de zile, o competiție dedicată copiilor care practică fotbalul nelegitimat împreună cu inspectoratul școlar. A avut o participare de aproape 1000 de copii, au avut o cupă lor specială, apoi am făcut la o săptămână distanță o cupă dedicată copiilor legitimați de la școlile private din județul Bistrița-Năsăud. În 16 am făcut un eveniment dedicat celor mai în vârstă seniori ai fotbalului bistrițean, anii 1970-2010. Am avut o participare de 32 de componenți ai fostei Glorii, care s-au bucurat de apreciere, au făcut și un meci demonstrativ și a fost foarte apreciat. Săptămâna trecută am organizat o cupă mini-fotbal, în colaborare cu Federația Română de Minifotbal. Am avut o participare de 32 de echipe care pe parcurs a 3 zile s-au duelat și finalul a fost duminică seara. Iar mâine, începând cu ora 14, Cireașa eveniment... de pe tort. Cum? Cireașa de pe tort. Cireașa de pe tort. Exact, un eveniment dedicat fotbalului bistrițean, un eveniment dedicat clubului Gloria, care de-a lungul timpului a purtat diferite denumiri, dar și-a păstrat tradiția, a avut și rezultate foarte bune, cotate cumva sau adaptate la situația de atunci. Vom începe nicio la adaptare, ora 14. Nicio adaptare, să bați Fiorentina este ceva ce multe echipe și-ar fi dorit. Da, foarte adevărat, foarte adevărat și lucrul ăsta și a specizat. Să câștigi foarte... Cupa României, nu toate echipele exact. Au reușit asta. Să fii finalist următorul an, deci nu e chiar la îndemâna oricum. Bun, haideți să facem, deci, domnule Cosma, haideți să facem o paranteză și să-mi spuneți din punct de vedere juridic cum stau lucrurile la Gloria. Înțeleg că e un club nou, a fost un club care este într-o situație de, nu știu, faliment. Rog să-mi explicați care e situația actuală. Da, adică fără rușine, mă gândesc că s-a întâmplat la Rapid, s-a întâmplat la Ucluj, s-a întâmplat la multe echipe, la Craiova. Adică nu văd de ce ar fi o problemă asta, o jenă. S-a întâmplat și la Fiorentina, dacă vorbeam despre Fiorentina, da. Da, este o realitate, este un fapt, nu putem să ne ascundem, asta e situația. Noi am Clubul Sportiv Gloria 2018, instituție publică subordonată Consiliului Județean,
Am preluat anul, ne-a fost cesionat locul echipei de Liga 3 anul trecut pentru a nu lăsa, scuzați expresia, să moară fotbalul bistrițean. Astfel ne-am organizat și vrem să ducem mai departe tradiția fotbalului românesc. Vis-a-vis de cealaltă entitate, da, este într-o stare neplăcută, o stare de faliment, spre faliment. Are ca și bunuri stadionul pe care noi ne desfășurăm acum activitatea în baza unui contract de închiriere. Da, este foarte adevărat, e neplăcută situația și nu este plăcut să vorbești despre o astfel de situație, nici nu cunosc în detaliu aspectele care țin de entitatea respectivă. Bun, dar ideea este că fotbalul bistrițean, care a dat destul de multe fotbalului românesc în ultimii 20 și ceva de ani, da? Aproape 30, cred că, da? Merge mai departe. Exact. Îmi permit să fac un hashtag, gloria a fost, este și va fi, sau cum vreți dumneavoastră să-i spuneți. Da, vrem să ducem mai departe tradiția fotbalului bistrițean. Ne dorim și ne-am fixat obiective în ceea ce privește promovarea în Liga a doua. Sper să și reușim, pentru că asta se întâmplă la clubul nostru. Avem peste 1000 de copii legitimați pe 14 secții. Avem 4 echipe la nivel de senior, deci suntem destul de bine și stabil organizați. Da, vom vedea mâine fostele glorii ale fotbalului bistrițean, un Viorel Moldovan, un Sâmbărtean, un Balint. Vom vedea și din echipa națională un Belodedici, un Dorinel Munteanu, un Prunea, un Câmpeanu. Care da, a fost da, neapărat eu aș vrea să prezentăm puțin cele două garnituri, pentru că sunt convins că cei care ne-au urmărit acum și care vor să deschidă mâine televizorul la ora 19, da, vor să știe pe cine vor vedea acolo. Și acum, pe de altă parte, eu sunt convins că loturile vor fi foarte generoase, așa, ca să fac o glumă, cam ca Dinamo în sezonul trecut, care a trecut de vreo 50, dar pentru că oamenii, mulți dintre ei sunt de peste 50 de ani și pe căldurile astea nu cred să reziste mai mult de 15-20 de minute. A, este foarte adevărat, mâine va fi o vreme caniculară, o vreme nu chiar propice pentru fotbal, dar de aceea am programat meciul vedetă, l-am programat în cursul serii. Vom vedea un Prunea, un Câmpeanu, un Belodedici, un Dorinel Munteanu, un Gâlcă, Grozavu, Dulca, un Sabău, un Romulus Buia, un Vlădoiu, deci un Sâmărtean de partea cealaltă, vom vedea un Viorel Moldovan și din fostele glorii ale gloriei vom vedea jucători care de-a lungul timpului au activat în cadrul clubului și chiar ne dorim să avem o prezență cât mai mare pe stadion, pentru că este foarte important să creăm acea bucurie, acea emoție pe care au trăit-o spectatorii și altădată și ne dorim cumva să o reînviem într-un eveniment care să fie dedicat fotbalului din Bistrița. V-a fost greu să-i strângeți pe toți pe acela stadion, la aceeași oră, dacă vorbim de, nu știu, 40-50 de foști fotbaliști de mare calibru? Da, a fost o muncă a colegilor mei, am format o echipă care s-a ocupat în detaliu de aceste aspecte, s-a ținut legătura cu toți cei care erau potențial participanți, dar vedeți, este în plină desfășurare și precompetiționalul, sau mă rog, pregătirea precompetițională a Ligii 1. Foarte mulți dintre ei sunt angrenați la echipele de club, sunt plecați în cantonamente sau, știu eu, sunt în pregătirea de specifică și atunci am încercat în măsura disponibilității lor să angrenăm nume cunoscute, nume care să poată să creeze un eveniment, știu eu, de primă mână. În general, noi avem experiența organizării evenimentelor și întotdeauna ne-am achitat cu brio de aceste aspecte și cred că și mâine vom face față. Nu avem, fac probleme, avem cred că printre acești old boys și jucători activi, nu? V-am surprins, ar putea să, nu știu dacă știți că Ciprian Petre, pe care îl văd pe listă la Gloria Bistrița pentru meciul de mâine, la 40 de ani, juca
La Brăila? La Buzău? La Buzău. La Buzău. Acum este la o echipă de Liga 3-a, tot în, dacă nu mă înșel, tot în județul Buzău. Și Sergiu Costin, care activează în cadrul echipei de minifotbal de la Bistrița, bine cotată. Mai sunt care sunt în activitate. Vedeți, asta înseamnă plăcerea de a juca fotbal, înseamnă să fii profesionist, să duci o viață sportivă și, și la vârstă înaintate să poți să-l practici cu plăcere. Cam asta încercăm și noi prin centrele de copii și junior, să aducem spre sport, spre oricare dintre sporturile pe care noi le avem în cadrul clubului, să aducem copiii. Și de aceea v-am spus că avem peste 1000 de copii și juniori legitimați pe 14 secții. Ceea ce e foarte bine, deși am început cu handbalul, uitați că continuăm cu fotbalul și de ce nu, și cu celelalte. Da, handbalul care anul competițional viitor are planuri uriașe, din ce am văzut. Da, să vedem. Infrastructura este pe măsură. Încercăm, suntem pe ultima 100 de metri în ceea ce privește deschiderea noului complex sportiv. Spun eu, cea mai mare investiție pe parte de infrastructură sportivă din județul Bistrița-Năsăud din toate timpurile, asta datorită Consiliului Județean, care este și finanțatorul clubului nostru. Bun, și o bază de tip 1 și celelalte dotări și anexe care sunt specifice sportului. Revenind la meciul de mâine, acum să le spunem oamenilor și cine nu vine. Adică nu-l văd pe listă pe Gică Hagi, din păcate. Adi Mutu nu poate să vină, cred că, pentru că este cu Rapidul în cantonament. Exact. Ceea ce vă spuneam și eu, sunt foarte mulți jucători care inițial au răspuns solicitările noastre, pentru că noi pregătim evenimentul cu undeva de prin primăvară, pregătim acest eveniment, dar în funcție de programul lor ne-au comunicat că pot sau nu pot să participe. Vedeți că a fost și o dinamică a evenimentelor, unii au sperat că vor fi în perioada aceasta liberi, alții nu. Noi am contactat, am avut discuții permanente, colegii mei au avut discuții permanente cu ei, dar nu le puteam încurca programul specific activității de zi cu zi. Dar totuși suntem mulțumiți că ceilalți au răspuns pozitiv și sperăm să se simtă bine. Știți foarte bine că anul trecut am făcut tot un eveniment de genul acesta când am prezentat echipa Clubului Sportiv Gloria 2018, care a activat în Liga 3 anul trecut. Sperăm ca anul viitor așa să facem o prezentare pentru promovare sau să sărbătorim o promovare. De ce nu ne fixăm? Vă doresc acest lucru. E nevoie de Gloria Bistrița în fotbalul românesc, cât mai sus. Mă amuzam uitându-mă pe listă că avem și un domn primar care joacă, nu? Domnul primar Gabriel Mureșan. Da, fost internațional. Da, avem și, știți, după activitatea sportivă, fiecare se îndreaptă spre ceea ce știe sau ceea ce poate să facă în continuare. Avem și antrenora echipei naționale. Feminină, da? Cristi Dulca. Bun, se pare că am pierdut legătura cu domnul Eugen Cosma. Vă reamintesc că mâine... Noi avem, înainte de meciul acesta, avem un meci caritabil între echipa Inspectoratului Județean de Poliție și echipa oamenilor de afaceri din județul Bistrița-Năsăud. Este un meci caritabil care este cumva preambulul meciului vedetă. Deci vă spuneam că noi deschidem porțile stadionului la ora 14, intrarea este liberă. Suntem bine organizați și urmează premierea micilor fotbaliști și a celorlalți care au participat la competițiile despre care v-am vorbit mai devreme, iar apoi meciul caritabil și meciul vedetă. Să nu uităm că este doar pe partea de fotbal, cumva, Cireașa de Pretor, ca să vă citez, acțiunile vor continua în 6 iulie, pentru că exact în 6 iulie 1922 a luat ființă Clubul Sportiv Gloria, sau Gloria, pe care o sărbătorim. Vom deschide o expoziție la Muzeul Județean Bistrița-Năsăud, o expoziție cu fotografii, tricouri, ce am mai putut să strângem, dedicată centenarului, iar mai departe sărbătorim și pe partea de handbal cu evenimente în luna august. Și domnule Cosma, din păcate timpul nostru se termină. Mai spuneți-mi cine va fi arbitru mâine seară? Da, Ișvan Covaci. De Liga Campionilor, de Campionatul Mondial. Exact, de Champions League. Cel mai bine cotat arbitru, zic eu.
Și păi nu știți dumneavoastră, zic toate statisticile și faptul că după foarte mulți ani România va avea un arbitru la campionatul mondial, după Ioan Igna. Mulțumesc foarte mult, domnule Eugen Cosma, pentru prezența dumneavoastră la emisiune. Ne vedem mâine seară la Bistrița, la meci. Sper că împreună cu câteva mii de spectatori bistrițeni care vin să-i vadă pe mari fotbaliști. Mulțumesc foarte mult. Mâine seară la ora 19 pe TVR Cluj și pe TVR 3 echipa Gloria Bistrița Old Boys cu echipa națională a României Old Boys. Aici se termină Prim Plan Obiectiv de astăzi. Sunt Ionel Spuc. Să aveți o după amiază excelentă, toate cele bune. La revedere!